Președintele interimar al Partidului Democrată Liberal Gorj, Dan Vâlceanu, spune că în total peste 1000 de gorjeni și-au pierdut locurile de muncă de la începutul anului. Vâlceanu critică și situația de la Hidroelectrica Târgu Jiu. În județul Gorj am depășit de mult 1000 de șomeri datorată acestui guvern. Deci eu am impresia că până la urmă țelul nu e creșterea economică pentru acest guvern, ci e creșterea numărului de șomeri. Pentru că este inadmisibil. Parcă, nu știu, în Gorj au vrut să-și arate mușchii. Este ceva incredibil. Vă spuneam, firme din industria orizontală a mineritului și energiei pică una după alta, pe fiecare zi mai pică una. La Hidroelectrica am rămas cu aveam sucursală și am rămas pe aici cu o uzină. Începând cu data de 1 august, numai de la Olserv Min au fost trimiși acasă 380 de angajați, după ce directoratul Complexului Energetic Oltenia a decis să nu mai prelungească contractele cu firmele ce prestează servicii pentru gigantul energetic.